zi amestecată, dar frumoasă pentru că e sărbătoare. Săgetător, inițiativele vă reușesc în mare parte și o să faceți progrese după o perioadă de muncă intensă și o să vă mai gândiți și la voi, să vă mai și relaxați. Capricorn, se reglează o situație scriptică și o să vă cruiți drum spre un alt nivel profesional, o să vă luptați pentru locul întâi în clasament. Vărsător, se anunță bani și o să aveți cu ce să le luați alor voștri ce v-au rugat, că lista e cam lungă și nu v-ați putut ocupa de toate, dar se rezolvă. Pești, întrevedere cu cineva care vine cu o propunere de afaceri și o să vă consultați cu familia ca să știți dacă vă puteți sacrifica timpul liber sau sunteți de neînlocuit. Berbec, există oportunitatea să plecați undeva fie cu treabă, fie la distracție și o să fie așa o gură de oxigen după o perioadă de consum fizic și nervos. Taur, apar niște recompense că ați lucrat frumos și șefii sunt mulțumiți de voi și în felul ăsta așa arată aprecierea. E un stimulant care funcționează. Gemeni, o renegociere și poate ați avut un răgaz de gândire și acum știți dacă dați curs unei afaceri sau nu vă încumetați. Rac, o să le dați de capăt unor chestiuni mai vechi și o să atacați în forță proiectele care or să vă pună în valoare calitățile de necontestat. E un moment, să știți, foarte bun de afirmare. Leu, noutăți care să vă țină în priză, să vă stârnească să ieșiți la rampă cu un proiect pe care l-aveați în vedere de multă vreme și o să vă treziți și cu recompense. Fecioara, se poate să legalizați un act și să vă consolidați statutul, că ați tot așteptat să se limpezească apele și să vă fie recunoscute drepturile în sfârșit. Balanța, o să vă puteți găsi și voi pe cineva care să fie trup și suflet alături de voi și să vă faceți viața și mai frumoasă pentru că un partener vă întregește într-adevăr. Scorpion, apar situații ofertante din punct de vedere profesional și o să vi se promită un proiect din ianuarie care să vă placă și să vă aducă și câștiguri bănești. O zi amestecată, dar frumoasă, că e sărbătoare.